Bună viața! Suflet luminos! Da, se simte bine. În contact cu elementele naturii. Of course! Cu această ocazie, simt să vorbim puțin despre cum te conectezi cu sinele tău superior, cum te conectezi cu mintea superioară, cu dimensiunea superioară a naturii tale, multidimensionale, bineînțeles, ca și entitate, dar în principiu provocarea noastră principală este de a transcende natura noastră umană pentru a putea ajunge la esența noastră, ceea ce e în noi, ce e acoperit de foarte, foarte multe straturi de cele mai multe ori. În esență, cea mai simplă noțiune, să o numesc, ține de a nu acționa impulsiv într-un sens, sau mai bine zis, de a nu te limita la mintea inferioară, care în fiecare situație ne dă un impuls, un gând, o reacție impulsivă, care ne-am dovedit de foarte multe ori că nu ne beneficiază nici pe noi și nici pe ceilalți. Dacă eu sunt într-o situație în care ceva din exteriorul meu mă provoacă în mine anumită furie, frustrare, orice fel de emoție joasă, primul gând sau primul impuls va fi mereu ego-ul, care vrea să scoată acea secvență, acel factor, acea persoană din peisaj, sau să se îndepărteze el, ego-ul, de acel scenariu. Evident, poate să fie și impulsul de a acționa conform energiei exterioare, adică dacă e un factor, să-l numesc negativ de dragul conversației, care mă impulsionează și creează, după cum spuneam, anumite energii puternice în interiorul meu, impulsul va fi de a reacționa acelei energii cu aceeași energie. Adică dacă, spre exemplu, cineva canalizează ură sau judecată sau critică sau orice altceva față de mine, impulsul de foarte multe ori inițial este de a răspunde cu aceeași energie, din aceeași emoție, de a amplifica acea energie și de a o trimite de la unul la altul, practic, din ce în ce mai intensă și mai amplificată, până explodează, practic. Până are loc un conflict mai major, să spun. Și, evident, nimănui nu-i place să fie în acele situații, deși sunt oameni care găsesc satisfacție din aceste circumstanțe, dar pe termen lung, da, cu toții ne dăm seama la un moment dat că nu ne beneficiază sub nicio formă. Așadar, mintea superioară, sinele superior, este dincolo de acest impuls. Cu alte cuvinte, dacă nu acționăm impulsiv, dacă nu hrănim ego-ul și natura noastră umană sau mintea inferioară care ne trimite aceste impulsuri, în schimb, observăm conștient, nu avem nicio reacție impulsivă, pur și simplu observăm conștient situația cu detașare, ca și cum am privit un film, și ne uităm la cealaltă persoană, la personaj, ca și cum am privit un caracter dintr-un film. De multe ori, pe mine personal, când fac asta, mă amuză, încep să râd sau să zâmbesc, pentru că e funny, pentru că nu mai au personal, pentru că nu mă mai identific cu rolul. Dar făcând asta,
nu doar că neutralizez energia care vine spre mine, dar pe lângă asta mă fac receptiv la mintea superioară. Adică la o reacție benefică mie și celuilalt. Evident, putem să privim acea vorbă din străvechi, cu întoarce și celălalt obraz, care ar pune capăt acestui ciclu și, evident, după cum spuneam, nu ar fi benefic doar ție, dar și celălalt, pentru că celălalt e obișnuit să-i se întoarcă acea energie și să se ivească un conflict. Poate că nu e conștient de acest tipar pe care îl tot desfășoară, dar în momentul în care tu nu reacționezi impulsiv și cum o fac toți ceilalți și cum au făcut-o față de el toți ceilalți, astfel îl faci involuntar să devină conștient, provoci această stare de conștiință în el însuși să iasă la suprafață și să-și pună întrebări, practic. Să oprească și el scenariul și să-și pună întrebări de genul: de ce nu a reacționat această persoană ca și restul? Sau de ce nu am primit aceeași reacție ca întotdeauna? Și făcând asta, începe să devină mai conștient de sine și să-și dea seama că există și alte variante. Tu fiind exemplul, inspirația pentru el, care îi dă de înțeles că există și alte modalități prin care să gestioneze această energie și sunt puțin în pantă, dar sunt bine. Și practic, astfel e un exemplu din multe altele cum să-ți accesezi mintea superioară și să te conectezi mai mult cu sinele tău superior. Mie personal, eu sunt o fire mai pragmatică de fel, adică îmi place să fac lucrurile practic și în mare parte, evoluția spirituală, dezvoltarea personală și toate chestiile astea în experiența mea au loc în viața de zi cu zi. Nu discreditez meditația sau afirmațiile sau orice altă practică mai pasivă pe care o facem în spațiul nostru, în solitudine, când nu ne deranjează nimic și nu ne bruiază nimic din mediul înconjurător. Nu am găsit alte modalități să fie mai eficiente, să aibă rezultate mai de lungă durată și mai instantanee într-un sens, adică e un fel de reprogramare conștientă în timp ce ești în acea situație cu care te confrunți. Te distrezi? Mult? Eu văd. Ia-l iau tu puțin la vale. Astfel, această abilitate de a ieși în afara scenariului, în afara rolului pe care îl jucăm de foarte multe ori și nu ne dăm seama, în afara picturii, pur și simplu dăm zoom out, ca și la o cameră, zup, și deja vedem că nu mai suntem actorul, cel care urmează acel script și putem efectiv să punem pauză scriptului și să-l modificăm, să-l edităm atunci exact când suntem în sceneta respectivă și o jucăm, practic. Iar această abilitate de a te dezasocia de identitatea ta și de scriptul tău, de tiparele, programele din subconștientul tău care îți generează aceste reacții impulsive și, după cum spuneam, care nu îți beneficiază și nu beneficiază nimănui, astfel te conectezi cu sinele tău superior în acel moment și, ca și cum eu sunt acum aici, observ scriptul, îmi place cum îmi derulează, nu intervin să-l contracarez sau să-l editez pentru că se întâmplă de la sine, dar totodată sunt conștient de faptul că eu nu sunt scriptul, eu nu sunt acest personaj, eu nu sunt această identitate, eu nu sunt această manifestare, aceasta este doar o expresie a mea, iar practic eu sunt. Probabil știi asta deja, suflet luminos. Noi suntem cel care observă.
Noi suntem conștiința care observă, urmărește tot ceea ce este. O altă modalitate prin care să te conectezi cu sinele tău superior în viața de zi cu zi, nu e necesar să o faci între patru pereți, pentru că, după cum spuneam, când ieși în lume, s-ar putea să pierzi practica într-un sens, să te pierzi în rol, pentru că e un alt mediu, practic, sunt foarte multe energii înconjurătoare și e greu să te menții dacă ești obișnuit să faci asta în solitudine și atât. Iar această modalitate presupune să observi conștient totul în jurul tău, fără să fii interactiv cu niciunul din aceste aspecte, ființe, oameni sau orice altceva se află în jurul tău. Să observi de la distanță, cu detașare, și când mintea ta sau ego-ul tău tinde să pună o etichetă pe ceva în mod particular, tinde să judece bazat pe propriile filtre și impresii de-a lungul vieții, tu observă acest ego, observă această parte de umanoidă din tine care tinde să judece și neutralizează pur și simplu acea judecată, neutralizând-o astfel. Practic, nu mai hrănești ego-ul și inclusiv dezintegrezi o parte a ego-ului tău, lucru care o să te aducă mai aproape de sinele tău superior. Lucru care o să te aducă mai aproape de esența divină din tine, care privește totul, experimentează totul fără să pună etichete, fără să se identifice cu oricare din acestea sau să aibă păreri într-un sens, să aibă preferințe, să aibă plăceri, neplăceri. Asta îmi place, aia nu-mi place. Sunt ok, acestea nu zic că nu. Sunt anumite aspecte care rezonează mai mult cu noi în funcție de vibrația noastră și ce e potrivit într-un sens pentru sufletul nostru să experimenteze, ne cutremură uneori, ne dă fiori sau ne se ridică părul pe noi. Când rezonăm cu ceva în mod particular și, evident, spunem că asta îmi place, ceea ce e ok, asta este ceea ce mă atrage pe mine, ceea ce este ok, nu o să mă atragă tot, pentru că vibrez la o anumită frecvență care corespunde anumitor factori și energii înconjurătoare, ceea ce este perfect. Dar consider eu și din experiența mea, evident, că e esențială această practică uneori în care ne dezasociem de toate aceste etichete pe care le punem și privim lucrurile din integralitate. Privim lucrurile pentru ceea ce sunt, unde niciunul nu e mai important decât celălalt, niciunul nu e mai plăcut decât celălalt. Putem să ne întoarcem la analogia cu întunericul și lumina sau suferința și fericirea. Amândouă sunt esențiale. Una fără alta n-au cum să existe. Dacă nu experimentăm suferința și nu ne folosim de ea în beneficiul nostru ca să creștem și să ne dezvoltăm și să punem energiile în mișcare, nu avem cum să experimentăm fericirea, bucuria, împlinirea și toate acestea. Putem să facem în discuție balanța, echilibrul sau punctul zero, ceea ce e neutru, ceea ce e între întuneric și lumină, practic. Care este, de fapt, adevărata expresie a acestor două polarități, care au același lucru la bază, doar că sunt extreme diferite. Iar, judecata probabil a observat până acum că nu îți beneficiază cu nimic. Pe lângă asta, probabil ai văzut materialul despre oglinzile seniene. Ceea ce judeci în afara ta este ceva din interiorul tău cu care nu te-ai împăcat încă, ceva ce nu ai iertat încă sau ceva ce nu ai integrat încă în tine.
Dar mai mult de atât, ceea ce încep să judeci, poate ai observat și tu chestia asta, eu personal am observat-o, ceea ce judeci, încep să faci și tu. Când judeci o persoană că face un anumit lucru, o să te trezești la scurt timp după că îl faci și tu. Acum poate nu ești suficient de conștient de sine să faci aceste conexiuni, dar chiar îți propun să probezi chestia asta, să devii mai conștient de sine când judeci anumite aspecte și, na, pe urmă păstrează ca un fel de reality check. În momentul în care ajungi să preiei și tu aceeași atitudine sau să te găsești în aceeași situație ca și persoana pe care ai judecat-o, cauză și efect o să te întoarcă la evenimentul în care tu judecai acea persoană sau o altă persoană, evident, pentru o anumită acțiune, o anumită faptă, o anumită energie din interiorul său materializat. Acesta este încă un aspect pentru care, părerea mea, ar fi mult mai benefic și în serviciul și favoarea noastră și a celorlalți, bineînțeles, dar în primul rând a noastră, să neutralizăm judecata, să o transcedem sau să o înlocuim cu înțelegere. Pentru că asta este polaritatea opusă a judecății, poate fi înțelegerea sau claritatea. În momentul în care avem o claritate suficient de expandată, putem să vedem dincolo de suprafață și să înțelegem de ce o persoană are acea reacție. De ce o persoană e capabilă să manifeste ceva care poate nu se simte plăcut la prima impresie sau poate consideră mintea noastră inferioară, ego-ul nostru, că e josnică sau e patetică sau oricum. Altcumva, am conștientizat la un moment dat că dacă aș fi avut aceeași experiență de viață ca și acea persoană și aș fi trecut prin tot ce a trecut acea persoană, negreșit aș fi avut aceeași reacție dacă, bineînțeles, nu aș fi avut un nivel de conștiință mai mărit și aș fi observat aceste energii cum încep să circule prin mine și să își găsească expresie ulterior. Dar înainte să își găsească expresie, le observ. Dacă simt nevoia, le alchimizez și le transform astfel încât reacția sau expresia lor să fie altfel, adică să nu fie ceva dezastruos sau care să afecteze ceva în jurul meu și, bineînțeles, pe mine în primul rând, pentru că din mine iese acea energie. Evident, toate astea intră în categoria conștiință de sine, un nivel de conștiință mărit, abilitatea de a fi mai mult observator decât reactor la tot ce se întâmplă în viața ta. Sunt conștient, e dificil, e cam cea mai mare provocare, aș zice, în zilele noastre, să ne oprim din a reacționa, să devenim mai conștienți de sine și să ne mărim acest nivel de conștiință. Postura observatorului, perspectiva neutralității, cum vrei tu să o numești, conștiința în sine, starea de eu sunt, fără nimic după, eu sunt și atât. Asta e tot, sincer. Bineînțeles, starea de eu sunt este catalizatorul și factorul principal care te ajută să te aliniezi și să te conectezi mai mult cu sinele tău superior. Și să începi să materializezi energii din această parte eterică din tine care nu e atât de prins în dualitate și nu vede atât de mult dualitatea, pentru că în experiența sa, în experiența lui eu sunt, totul doar este. Nu este bun, nu este rău, doar este. Fără niciun fel de etichetă. Asta este practica sau aspectul pe care îl exersez și eu din ce în ce mai mult. Îmi dau seama cât de important este și cât de fundamental este în orice ține de spiritualitate și evoluție spirituală. Acesta este secretul, dacă se poate numi secret. Este ceva fundamental existenței noastre.
De fapt, așa că nu cred că e un secret, este pur și simplu calea către iluminare. Cu cât poți să te apropii mai mult de viziunea Creatorului, viziunea lui Dumnezeu, dacă vrei, viziunea Sinelui Superior, viziunea Etericului, asupra vieții, care nu judecă nimic din jurul său, ci doar observă. În tine există ambele aceste polarități. Există acest Dumnezeu în tine, dar există și această natură inferioară umană, evident zicând că inferioară deja o judec, dar e un fel de a transmite informațiile, zic eu. Această natură umană din noi există și asta în tine, există și polaritatea superioară. Acest Dumnezeu, această esență divină în interiorul tău, care așteaptă să crească mai mult decât această natură umană. E practic o sămânță în tine pe care poți să o crești și să o stimulezi să crească și să o hrănești și întreții când vrei tu, cum vrei tu, la termenii tăi, la condițiile tale, în ritmul tău. Nu ne grăbim niciunde, după cum spun, întotdeauna, dar este ceva ce te-aș încuraja să nu omiți din această explorare, pentru că e cheia. Asta este ce m-a scos pe mine din întuneric, asta este ce m-a adus pe mine pe linia de plutire. Simplul fapt că am început să mă conectez mai mult cu sinele meu superior, prin a-mi asculta mai mult natura mea superioară. După cum spuneam, prin a nu reacționa impulsiv la informațiile sau gândurile care pornesc din ego și impulsurile, bineînțeles. În schimb, să le observ că există, să nu le judec pentru că ar fi inferioare, ci pur și simplu să le observ și să le validez existența. Adică să nu le denigrez sau să nu le discreditez pentru faptul că există, ci să le observ cu blândețe și acceptare, pentru că este o parte din mine. Dar totodată prefer să mă rezum mai mult la partea din mine care nu acționează compulsiv, nu se învârte în roata hamsterului, nu repetă aceleași reacții, nu fuge de lecții și nu omite lecțiile, în primul rând. Așa că fac tot posibilul, nu mi-e întotdeauna, dar fac tot posibilul să mă țin pe această linie de plutire și să mă recentrez cât mai repede, de oricâte ori se întâmplă să mă pierd sau să se declanșeze ceva în mine de care poate am uitat sau cu care poate n-am lucrat până acum și vine așa ca un vulcan și erupe și mă pierd puțin. E în regulă. Avem o parte în noi care se ocupă cu chestiile astea și e necesară pentru a putea să ne conștientizăm propriile umbre, propriile mecanisme și automatisme și programe și tipare și credințe și tot ce ține de ce ne formează natura și experiențele prin care am trecut. Cu astea fiind spuse, e atât de simplu, după părerea mea. Uneori, de cele mai multe ori, de fapt, zic eu, cea mai bună reacție este să nu ai nicio reacție. Asta este ce neutralizează scenariul și îți dă posibilitatea să intri în sistemul de operare, în BIOS, cum s-ar spune, în script, în cod și să-l schimbi după cum simți tu. Poți să ai o reacție nouă, adică o nouă acțiune, un nou răspuns la cele pe care le experimentezi, care să nu coincidă cu variantele din trecut ale tale, care simți tu că îți beneficiază mai mult decât celelalte. Iar în cea de-a doua modalitate despre care vorbeam, arta de a nu judeca sau
înlocuirea judecății cu înțelegerea și claritatea, care merg cam mână în mână, este prin a observa conștient neutru, cu detașare, orice aspect, inclusiv judecata în sine, gândul că ia uite-l și pe ăsta sau ia uite-l și pe celălalt sau ce fel de îmbrăcăminte are omul ăsta sau orice fel de judecată în care privești cu superioritate asupra unui aspect din afara ta, omițând faptul că este o expresie diferită a aceleiași esențe, a aceluiași aluat, practic, aceluiași țesut. Este doar o expresie diferită și în momentul în care judeci ceva din afara ta, neconștientizând că creația, Dumnezeu, e în tot și judecând ceva, orice fel de expresie din afara ta, practic, îl respingi pe Dumnezeu, respingi divinitatea. Sau, cu alte cuvinte, judeci o parte din Dumnezeu, o expresie a manifestării sale în această lume duală, complexă, sofisticată și incredibil de vastă. Astea sunt două practici care, după părerea mea și din experiența mea, o să te scoată din foarte multe, sincer. Și din, putem vorbi de cercul karmic, non-reacția e răspunsul la a încheia orice karmă. Acceptarea, bineînțeles, este rezultatul acestei non-reacții. Iar acceptând, dai drumul energiilor, nu te agăți de ele și totul o să curgă mult mai lin în viața ta. Bineînțeles, odată cu cercul karmic, care e dizolvat și încheiat odată cu tine, cercul reîncarnării sau să mai vii pe aici, n-o să mai ai de ce, probabil, decât dacă o să-ți dorești tu să vii, dar în principiu n-o să mai vii ca să faci ceva ce n-ai apucat să faci în viața asta, să echilibrezi energiile pe care n-ai reușit să le echilibrezi în viața aceasta și așa mai departe. Pe lângă asta, o mulțime de beneficii, cât timp suntem în viața asta pământeană, totul o să se întoarcă în favoarea ta, pentru că începi să te aliniezi cu misiunea și scopul tău, cu linia principală de destin pe care sufletul tău, înainte să vină aici, a ales, a scris-o efectiv, a ales să o experimenteze. Și o să observi foarte multe sincronicități, sau cum le mai numesc eu, sincronicidențe, cum încep să intre în viața ta și să te bombardeze efectiv din toate părțile. Ceea ce e minunat, se simte minunat și e doar o confirmare că încep să te aliniezi mai mult cu o variantă a ta din ce în ce mai apropiată de cea mai bună variantă a ta, practic. Iar cam asta este, zic eu. Îți propun, te încurajez să încerci acestea, să începi să le exersezi și să te dedici mai mult, să te investești mai mult în aceste două modalități simple, în teorie, dar o să devină din ce în ce mai simple și mai firești și naturale ție, odată ce încep să reprogramezi starea ta inițială sau prestabilită, să o numesc, de a reacționa impulsiv la primul gând care ți apare sau primul impuls. Cealaltă voce a sinelui tău superior e dincolo de acel impuls egoic, de acea reacție prestabilită pe care nu e necesar să faci niciun efort să o manifesti, să o desfășori în afara ta. Pur și simplu e un program, un tipar, un script care rulează de la sine, dar totul o să se schimbe în momentul în care neutralizezi acest impuls. Mai stai câteva secunde, respiră, lasă-l să plece, eliberează-te de el, observă-l, nu-l judeca și observă ce apare pe urmă. Observă ce primești în materie de informație sau de gând sau de impuls după ce acest impuls sau acest gând
sau această reacție nu a avut succes. Cred că mă repet, am mai spus deja și asta și cealaltă metodă cu a nu judeca, dar o să mai zic o dată ca să se așeze bine. Privește totul. Fă asta chiar acum. Privește totul. Observă totul conștient. Și observă cum este. Totul este. Poți să-ți și spui asta în minte. Totul este. Totul este. Și este, fie că am eu o părere sau o judecată față de acest ceva sau nu, dar având o judecată, nu beneficiază mie în primul rând și blochează conexiunea cu sinele meu superior. Așadar, o să privesc totul pentru ceea ce este, cât de mult pot eu. O să exersez această abilitate cât de mult pot eu, ca să integrez mai mult din ceea ce sunt cu adevărat în mine și să dezintegrez sau să reintegrez sub o altă formă care să-mi servească această parte umană din mine care a fost programată și întoarsă pe toate felurile, astfel încât să funcționeze așa. Dacă eu nu sunt prezent, adică eu conștiință, dacă eu conștiința nu sunt prezent, această manifestare umanoidă o să opereze de la sine exact așa cum este programat, practic. Iar făcând această reprogramare conștientă în viața de zi cu zi, în fiecare interacțiune în care te găsești, astfel te reprogramezi conștient, se explică de la sine și tiparele sau obișnuințele tale vor prelua alte forme în funcție de cum alegi să rescrii și să modifici aceste reacții prestabilite în altele care simți tu că îți servesc și îți beneficiază. Dar mai mult de atât, suflet luminos, simt că e suficient pentru moment. Tot ce pot să spun este, ca întotdeauna, mergi în ritmul tău, dă-ți timp, nu ne grăbim niciunde, dar nici nu vrem să stagnăm. Caută un demers potrivit pentru tine și te încurajez să te dedici în această direcție despre care am vorbit până acum. Și o să observi cum viața ta se schimbă radical. În extraordinar de bine, pot spune. Dar te las pe tine să vezi cum se simte și cum se desfășoară în viața ta. Și, bineînțeles, orice împărtășire a experienței tale e binevenită. Lasă-mi comentarii să știm cu toții cum se manifestă la tine. Cu drag, recunoștință și un sens de împlinire și scop se confirmă și se aprobă peste tot în jur. Continuă să luminezi în felul tău. Suflet luminos. Totul este iubire și, după cum vedem, se manifestă în atâtea forme această iubire. Da! One love. It is all love. Yeah! Da! Cam astfel se poate manifesta iubirea. Funky.